David Popovici demonstrează încă o dată că este cel mai rapid înotător de pe planetă și este de neoprit. Sportivul a doborât recordul mondial la 100 de metri liber la campionatul european de natație pentru seniorii de la Roma. Înotătorul se va întoarce acasă cu încă o medalie de aur și a 10-a pentru România de-a lungul istoriei. În prezent, David Popovici este al doilea român care cucerește un titlu european. Din întreaga istorie. Steaua natației David Popovici face din nou România mândră cu noul său record. Sportivul se întoarce de la campionatul european de natație pentru seniori cu o medalie de aur, dar și cu un nou record mondial. David Popovici, aur! David Popovici! Campionul a reușit să termine cursa în doar 46,86 de secunde. Niciun sportiv din întreaga istorie a sportului nu a reușit să înregistreze un astfel de timp. Un record similar a fost înregistrat de către brazilianul Cesar Cielo în anul 2009. Mai mult decât atât, este prima sa medalie de aur la un campionat european de seniori în bazin olimpic și a 10-a pentru România de-a lungul istoriei. David Popovici a fost urmat în clasament de către înotătorul Christoph Milak din Ungaria și de italianul Alessandro Miresi. Sportivul se pregătește pentru proba de 200 metri liber, 400 metri liber și ștafeta 4x100 metri liber. David Popovici se calificase vineri seara în finala probei de 100 metri liberi cu cel mai rapid timp, 46,98 secunde, un record european. David Popovici este campionul mondial în titră și la 200 metri liber, probă în care urmează să concureze la această ediție a campionatelor europene pentru seniori de la Roma. El va mai concura la 400 metri liber și ștafeta 4x100 metri liber.